Suntem din nou în emisie, deci să vă spun, erau acolo un plus, cred că nu-mi dau seama, o pus după aia, au vrut să schimbi cumva realitatea când s-au dezvoltat, eu vreau să aveau și ei, nu știu, era dezastru și acolo tot îi lichida, pentru că stătea în centru satului, de acum teoriile astea, că chiar durește, se extindeau, așa e, să spunem, anatomia crimii. Să ia așa, să ia așa, să ia cei din centrul satului și să o omoară, că el a fost în centru, eu descoperit că ar fi avut o prăvălie sau ce o mai descoperit ea. Acolo nu era, cred că la început nu era nimica. Practic, trăiau pâine, oameni și cartofi, cred că aveau și conserve, o schimbat, o pus, deci ceva trezesc prin mine. Îi ucidea așa, deci și de la școală, cu poza zicem că renunța la post, dar găsesc asta, stătea în mijlocul satului. Și că ar fi trăit ceva mai bine totuși înainte. Și mă zic și aici, mai. Nenorocire. Dar când m-am concentrat numai puțin, deci au dispărut teoriile astea iudaice, bineînțeles, eu băgat la hipercrimi, se făceau și planeri, tot spuneau că se înmulțește lumea și trebuie ucisă, deci era o anatomie a crimii pornită de la Sovietul Suprem, împreunat cu evrei, de la acești comisari ai poporului, i-au mai dat stare, nu i-au dat. Anatomia crimei așa pornește, toți dă-ți, la urmă că era și o leacă mai mult pământ, că în centrul satului e mai bun, sunt coeficienți, dar pornea coeficienții astea tot de la facultatea de matematică, se spune, și erau pe acolo niște profesori Richter, erau evrei ticăloși, dar era că și coordoneam ăsta ticăloși, toți erau că. Așa v-am spus, fiecare îți dă mai comunist și mai comunist și ia ca să duci și centrul satului, să sunt nenumărate sate, rase, rase din centru în centru, într-adevăr, să trăiești mai bine decât pe la periferie. Ar fi o idee. Dar cred că erau și oile, dacă stau și mă gândesc, că erau oaie, două, păi da, el trebuia să aibă o oaie, să trăiască chiar după principiul comunist. Deci, Hortopan face asta pe acolo, ucideau și oameni, să spunem, cu 4-5 oi. Ticăloșie totală, deci ticăloșie totală pornită de la ruși, dar și cu români ticăloși. Deci aici, de Hortopan știm foarte bine masacrurile astea ale acestor hortopeni, care după aia când ai să o franțuzească, să o sfastizeze, sunt teroriști. Asta e familia Hortopan. Căutau ei prin sat, dar tot era și facultatea asta de matematică, ei prin sat. Și bineînțeles era facultatea de hipertică lor, nu știau nimic, am spulberat, s-o dus, s-o făcut și transpunderea asta, s-o hiperexploziv, hiper tot, planete, pula mea, că de cai în capul lor, că nu știau și nu aveau nici texte secrete. Nu aveau nimic. Profesorii universitari, totuși, iudaizați, laser, caganizați. Deci, ei sunt specialiști destul de buni în minciuni evrei. Deci, aici, la Iași, totul fusese trecut prin filtrul acestui Lazar Kaganovici, adică când era prim-ministru, prin 51, el mai făcuse vreo două masaje, să atragă cetățeni mai bogați, a fost prin 51 și 56, nu dar el nu rezista, era și rușinea, mă, dar eu n-am nicio idee, n-ai idee, domnule, serios, domnule. Și s-o mers rapid. Deci cam în 2-3 ani doctrina asta comunistă se prăbușește complet. Practic se căcau pe ei. Terorism mondial iudaic.
heroism mondial, direct marxist, asta e tot. Cum am spus, e câtă pipulă. Ce era acolo în Statele Unite era tot așa, terorism de ăsta marxist și cu Rockefellerii, care sperau să ia ei planeta, de ceva grețos, complet grețos, scârbos. Și erau ei comuniști, sau Paștele Măsării, totul venea de la evrei și de la acest om Hitler care nu a putut să învingă acolo.